Bună ziua, stimați locuitori ai municipiului Chișinău și prieteni din întreaga țară. Suntem într-o zi frumoasă de toamnă. Un prilej pentru noi toți, dar pentru mine în primul rând și pentru echipa Partidului Unității Naționale de a vă prezenta strategia de dezvoltare urbană pentru municipiul Chișinău. Așa cum spuneam și în alte circumstanțe, una dintre cele mai mari probleme ale municipiului Chișinău după 1991 este faptul că, spre deosebire de perioadele anterioare, nu are o identitate urbană propriu-zisă. Acest lucru s-a întâmplat din cauza faptului că diferiții primari, în mod special cei de după Nicolae Costin, primarul nostru exemplar, cu o viziune românească foarte clară, nu au adoptat un plan urbanistic general, un plan urbanistic zonal și un plan urbanistic de detaliu. Asta a făcut ca Chișinăul nostru să arate în diferite sectoare și cartiere uneori absolut monstruos. Țin să vă informez, spre exemplu, că actualmente, din cauza lipsei acestei abordări exhaustive, noi avem practic circa 500 de construcții neautorizate în tot municipiul Chișinău. Asta înseamnă peste 100 de construcții în fiecare din sectoare. În litigiu avem, conform estimărilor din mai 2019, 87 de dosare privind construcțiile ilicite. Cine se face responsabil de acest lucru, de ce s-au întâmplat, cine a favorizat această situație, este de asemenea o întrebare care vă frământă și pe care ne-am pus-o și noi. Evident, lucrurile s-au întâmplat în perioada în care după 2009 am avut prezența la primăria orașului Chișinău a Partidului Liberal și a lui Dorin Chirtoacă. Dorin Chirtoacă trebuie să răspundă cetățenilor și locuitorilor acestui Chișinău cum a ajuns Nistor Grozav în funcția de primar, pe viceprimar pe construcții, cum s-au creat schemele de înstrăinare a terenurilor, cum a fost crescută sau concrescută mafia imobiliară împreună cu funcționarii din primărie, cum au ajuns și mulți alți funcționari în aceste ipostaze care au compromis definitiv această modernizare a orașului Chișinău. Dar până ca Dorin Chirtoacă și partidul său să răspunde acestor întrebări a cetățenilor, care cu siguranță vor face diferența la urnele de vot, vreau să vă prezint felul cum văd eu, în calitate de candidat la funcția de primar general al municipiului Chișinău, dezvoltarea urbană a orașului nostru. V-am adus în acest loc nu doar din considerentul pe care îl vedeți, cel evident al unui impas, să spunem, în care o clădire care a aparținut documentar Ministerului Culturii a fost procurată de un agent economic în condiții care urmează a fi elucidate, care a început demolarea și care a fost stopată datorită intervenției și a vecinilor și a reprezentanților societății civile, dar și din considerentul că în spatele nostru, spre exemplu, s-a înălțat o altă construcție improprie pentru acest loc, într-o intersecție, într-un rond care nu respectă normele de construcție care sunt prevăzute chiar în regulament. Iar mai la vale avem pe această stradă construcțiile începute pe terenul fostelor cămine a Universității de Stat. Deci, într-un perimetru foarte strâns, avem de fapt trei încălcări flagrante ale planului de dezvoltare urbană a orașului Chișinău.
Noi ne propunem, în cazul în care cetățenii și locuitorii orașului Chișinău vor dispune alegerea echipei noastre pentru primăria orașului Chișinău, să dezvoltăm în primul rând și să adoptăm un plan detaliat urbanistic general care să privească atât municipiul Chișinău, sectoarele sale constituente, cât mai ales suburbiile ca parte integrantă a planului urbanistic general. Cele 19 suburbii ale orașului integrate în acest plan urbanistic general, pentru că ele sunt parte integrante a municipiului Chișinău și nu trebuie să fie doar o sursă de vot pentru primarii care vin și pleacă din această funcție. Spun acest lucru din raționamentul că planul trebuie să crească calitatea vieții, să răspundă nevoilor cetățenilor, să susțină diversificarea ofertei de muncă și să reglementeze întreaga suprafață a municipiului pentru a integra suburbiile și sectoarele adecvat. Chișinăul trebuie să includă șoselele de centură în acest plan urbanistic pentru o mai bună conectare a localităților la platformele de producție și să transforme Chișinăul într-un oraș al oportunității care să devină atractiv pentru investiții autohtone internaționale și internaționale și să dea un impuls dezvoltării economice acestui municipiu și suburbiilor sale. La fel ca marele orașe europene, Chișinăul ar trebui să dezvolte nu în interior, mâncând din spațiile verzi, din terenurile de joacă, din terenurile sportive, dezvoltându-se introvertit. Avem nevoie de o extindere și o dezvoltare extensivă a orașului, din contul periferiilor și a suburbiilor care oferă asemenea posibilități. Un al doilea scop important al dezvoltării acestei strategii este adoptarea planului urbanistic zonal, care să stabilească reglementările cu privire la regimul de construire, la funcțiunea zonelor, la înălțimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului, procentul de ocupare acestuia, retragerea clădirilor față de alianament și distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor. Aprobarea planului urbanistic zonal va opri acțiunile mafiei imobiliare care au schimonosit și au sluțit orașul prin construcții fără respectarea normelor admise în construcție. Această mafie nu ar fi putut schilodi orașul dacă ar fi fost adoptat atât planul urbanistic general, cât și planul urbanistic zonal. Dar cel mai important, așa cum spuneam și în prezentările anterioare, avem nevoie ca centrul istoric, prin adoptarea acestor două documente fundamentale, inclusiv al regulamentului privind demolarea construcțiilor neautorizate, care cu regret nu există și care din acest considerent îngreunează procesul de demolare a celor care arată orașul într-un fel monstruos. Avem nevoie de adoptarea unui plan urbanistic de detaliu care să acceseze zonele rezidențiale, să ne dea o nouă imagine a designului spațiilor publice și după caz să reglementeze ilustrarea urbanistică, modul de ocupare a terenului și conformarea arhitectural-volumetrică. Prin adoptarea acestor documente importante, dorim oferirea
unei noi imagini de viitor orașului Chișinău, care să dezvolte într-o armonie sectoarele care nu sunt doar zone de dormit, dar ce trebuie să fie zone ale unei activități dinamice și vitale, profund culturale și artistice, dar și încadrarea plenară a suburbiilor în planul urbanistic general, care ar oferi tuturor cetățenilor și locuitorilor orașului Chișinău senzația plenară că fac parte integră dintr-un oraș european. Vă mulțumim! Dacă aveți întrebări, odată ce ne aflăm în spatele acestui edificiu, soluția pe care eu o văd în rezolvarea acestei probleme, acestui impas, avem aici alături pe marele maestru internațional Viorel Iordăchescu, care știe ce înseamnă Zeitnot. Este o situație în care lucrurile merg din greu în mai greu, indiferent deciziile care le iei. Eu cred că, în primul rând, va trebui să ne edificăm asupra faptului cum a ajuns acest teren de la balanța Ministerului Culturii la agentul economic, pentru că, în mare parte, și lucrul ăsta o spun cu toată responsabilitatea, vinovezi de problemele construcțiilor ilegale nu întotdeauna sunt doar antreprenorii care au spirit de întreprindere și doresc dezvoltarea propriilor afaceri. Problema este în corupția care există în interiorul primăriilor și în complicitatea care există între funcționari și acești antreprenori. După care trebuie să vedem dacă planul inițiat destinat construcției nu a fost modificat, pentru că una din marile probleme care există a construcțiilor neautorizate nu sunt doar cele care sunt evidente, dar și faptul că sunt planificate inițial 5 etaje, după care se construiesc 24. Asta tot este o dovadă a construcțiilor abuzive și neautorizate. Să vedem în ce măsură planul inițial depus la primărie corespunde cu finalitățile pe care a dorit să le abordeze. Sigur că vom lua în considerare protestele care au fost din partea vecinilor, îngrijorările și mai ales revendicările, pentru că în această zonă este un climat absolut deosebit și nu trebuie să uităm că ne aflăm pe terenul fostului cimitir luteran, unde au fost îngropați atât Carol Schmidt, primarul Chișinăului la sfârșitul secolului 19-20, cât și Alexandru Bernadați. Într-o asemenea abordare, văd eu soluționate problemele și restul problemelor orașului Chișinău. Vă mulțumesc încă o dată și să aveți o zi bună!